Al preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. La finalul slujbei, ierarhul a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți. Credința noastră în Iisus Hristos, în Dumnezeu cel adevărat, nu este religie. Noi nu facem parte dintr-o religie. Hristos, la plinirea vremii, n-a venit pe pământ să facă o altă religie care să o așeze în fresca multiplelor religii care existau pe pământ la vremea aceea, ci a venit ca lumea să aibă viață și aibă din belșug, ceea ce însemnează că religia noastră nu este religie, ci este viața însăși în Hristos. Și noi avem conștiința prezenței lui Dumnezeu în viața noastră și în ființa noastră, care ne dă acea rațiune să discernem în această lume care a creat-o Dumnezeu prin cuvânt, să discernem ce este esențial pentru suflet și ceea ce este neesențial pentru trup. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Ioachim i-a oferit distinția Crucea Țării de Jos protosingherului Claudiu Panțăru de la schitul Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, Poien, protopopiatul Onești. De asemenea, în preasfinția sa, l-a hirotonit iconul Stavrofor pe Părintele Benone Paul Văsâi, slujitor la același așezământ monahal.